În mare, tatăl meu, înainte să plece de pe pământ, s-a apucat de apicultură și a lăsat în urma lui vreo 5 stupi în curte. Asta se întâmpla în 2003. Și atunci mama a spus, zice, eu nu vreau să-i vând. Noi suntem 4 frați. Zice, apucați-vă vreunul, unul din voi să faceți treaba asta. Niciunul n-a vrut. Eu am avut un contact când trăia tata, am avut un contact cu ele, dar au tăbărât pe mine și am zis, nu mă apuc în viața mea de așa ceva. Ce ar putea să facă până la urmă o albineu? Te înțeapă și te înțeapă și ai scăpat. Da. Te îmbraci în costum și nu mai ajunge să te înțepe nicio albină. Îți pui mănuși, îți pui costumul și da, nu te înțeapă nimic. Și atunci a trebuit să le iau în primire și am dus mai departe cumva. Acum sunt în total cu roi vreo 89, dar vom reduce, nu vom intra cu atâți în iarnă. Pe producție nu plec mai mult de 40 dintre toate familiile, pentru că și infrastructura mea nu-mi permite să pot să plec cu mai mult de 40. În primul rând, dacă nu ai pasiune și nu ai habar, n-a sfătuit pe nimeni să se bage cu investiții masive. Sunt destul de mari investițiile în ziua de azi, ținând cont de prețuri. Da, în primul rând, trebuie să fii serios cu tine însuși. Nu te joci cu produsele care le dai oamenilor. Eu pe asta am mers. Omul care încearcă să facă mijmașuri nu ajunge departe. Apicultura e un drog. Dacă ți-a intrat în sânge, nu cred că scapi. Și într-adevăr, cine se apucă de apicultură și nu are pasiune, nu are dragoste, nu, pentru că vin ani în care nu ai beneficii majore după urma lor. Vin ani și perioade în care îți vine să te lași. Te lași, că n-ai ce să faci. Dar dacă ai în sânge, niciodată nu o să faci lucrurile astea.